Capitolul sănătate. Am văzut în programul de guvernare că se dorește accelerarea vaccinării și o testare masivă în următoarele 60 de zile. Cum se va face această accelerare a vaccinării? Programul de guvernare în domeniul sănătății, rezultat a unor discuții și a unui lucru în comun cu echipa PSD, profesorul Rafila, profesor Străinu Cercel, și alți colegi, domnul Bodog, domnul fost ministru Patriciu Achimaș, partea liberală, eu, domnul Tătaru, dr. Andrei Baciu, secretarul de stat, doamna Cojan și mulți alți colegi și sigur echipa foarte competentă de la UDMR care a ținut în această perioadă de interimat, a ținut echilibru necesar și direcția cea bună la Ministerul Sănătății, domnul Ceche Otilo, domnul Levente Voș. Și acest program are foarte multe obiective. Este un program până la alegerile din 2024. Vorbim și de o reformă a spitalelor și de o creștere a finanțării și de proiectele cu bani europeni, că vorbim de componenta sănătate din PNRR, că vorbim de următorul program operațional de sănătate, acces mai bun la medicamente pentru pacienți, acces mai bun la inovație, implementarea planului de învingere a cancerului, care vine tot de la nivel european, EU Beating Cancer Plan, dar într-adevăr cel mai de interes, sunt convins și noastră ați început cu acest subiect, este cel al situației imediate, pentru că încă suntem într-o situație foarte complicată cu COVID-ul și aici sunt două direcții de acțiune, le-ați amintit, unul este acea accelerării vaccinării. Și aici am scris în program și evident vorbim de campanii de informare, campanii de conștientizare, o mai bună organizare a procesului, dar și măsuri indirecte. Atunci când guvernul decide că extinde pe scară largă obligativitatea certificatului digital, în care cel puțin o componentă, trebuie să vedem cum va ieși legea de la Parlament, dar cel puțin o componentă trebuie să fie aceea a vaccinării. Pentru anumite activități, cred că doar vaccinarea ar trebui să fie și trecerea prin boală, evident, cea care să-ți permită accesul, cum ar fi în marile aglomerații, mall-uri, restaurante, magazine. Dacă vorbim de accesul la locul de muncă, sigur, aici urmează să se facă o discuție în Parlament, revăzută și viziunea noului ministru, dar probabil că după model european ar trebui să existe și partea de testare. Și aici venim către a doua parte a întrebării dumneavoastră. Testarea masivă, testarea care trebuie și ea extinsă foarte mult, are pe de o parte și această componentă de a ne asigura că la locul de muncă, în activitățile sociale, profesionale, oamenii sunt în siguranță. Și atunci dacă ai vaccinare, dacă ai trecut prin boală de curând, lucrul ăsta este clar. Dacă din motive medicale sau de conștiință nu dorești să te vaccinezi, atunci trebuie să te testezi și pentru anumite categorii, profesionale, sigur că într-un mod limitat, dar în mod clar pentru perioada următoare, trebuie să existe un sprijin, o testare susținută din bugetul național. Indirect, această testare, să știți că va încuraja și vaccinarea. În mod clar, există anumiți cetățeni ai României care, pur și simplu, din motive de conștiință sau din motive de teamă, deși nu înțeleg cum teama de vaccin poate să fie mai mare decât teama de boală, de formă gravă, de moarte, în condițiile în care au fost sute de decese pe zi, 90% dintre acestea fiind la persoane nevaccinate, iar dintre celelalte, o bună parte fiind la persoane vaccinate recent, care n-au apucat să facă încă o imunitate. Da, pot fi înțelese aceste situații. Totuși, în momentul în care va trebui să te testezi și o faci pentru a-i proteja pe cei din jur și pentru a-ți proteja sănătatea, fie că vorbim de un voucher pe care îl primești sau anumite centre care vor intra într-o contractare cu bugetul național, fie că va trebui să o faci din propriul buget, la un moment dat, cred că aceia care nu sunt atât de puternic îndoctrinați împotriva vaccinării
și poate o fac și dintr-o anumită comoditate, dintr-un anumit spirit de protest față de tot ceea ce se întâmplă în România, față de autorități, față de sistemul sanitar. Totuși vor înțelege că e mult mai eficient și chiar mult mai lucrativ și mai comod să te vaccinezi odată decât să te testezi de două ori pe săptămână, chiar și în condițiile în care uneori această testare se face cu sprijinul bugetului național, adică pe banii noștri ai tuturor.